Hai noroc frații mei bine v-am episod, astăzi suntem pe Mintendo Onyx pe serverul Obsidian Dar în ceapă videoclipul nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care este jos în descriere Și nu uitați să si un ad la discord pe care este tot jos în descriere Și avem și noi în parteneria cu băieții de la Alpha Lux, băiesc, care au și făcut un giveaway Așa că intrați acolo pe canal și înscrieți-vă la giveaway Cerințele sunt foarte, foarte minime am văzut acolo în comentarii că s-a plâns un băiat cum că dacă e giveaway trebuie să ne dai gratis frate, că nu stiu ce. Bă, oricine a făcut giveaway sponsorizat, trebuie să cumperi ceva de la ei de pe site, pentru că așa mi se pare și mie normal. Eu câștig, adică voi câștigați ceva, așa numai giveaway de 150 de euro și, în schimb, trebuie să luați, dați o comandă care poate să fie de 10 euro, de 6 euro, de 7 euro, adică nu contează și folosiți promo codul G7. Nu înțeleg ce e așa greu, adică dai 5, 6, 7, 8 euro, 10 euro și poți să de 150, frate. Ți se pare, ți se pare rău? Vorbesc cu tine, băiatul ăla de comentat în... de scris în comentarii la videoclipul cu giveaway-ul. Dacă e giveaway, tu să-mi dai gratis, frate. Dacă era făcut de mine, eu vă dădeam gratis, dar nu e făcut de mine, bro. Înțelegi? Și n-am cum să comande pentru fiecare persoană în parte care se scrie la giveaway, să dai o comandă de câte 10 euro. Păi asta înseamnă mult rău, ești nebun la cap. Nu știu, sunteți unii altceva, mâncava și grea voastră. În fine, nu suntem mai să vorbim de de baiatul respectiv. Dacă vreți să vă înscrieți la giveaway, îl aveți pe canal acolo, intrați, check it out și vedeți cum, cum face să fie bine. Eu zic că merită părerea mea. Eu m-am înscris și la, și la Parfi când avea, când avea promo, zi, colaborarea cu băieții de la Barbara Supply. Adică pe același lucru, aceeași premiză, același site, adică pe aceeași nișă, nu înțeleg. În fine. După cum vedeți, avem 11 și de caca cash. Avem 6 citite pentru că a fost eveniment ieri și am farmat și un pic la ele. Ideea e că pe evenimentul de noapte mi se pare că pică mult, mult, mult mai prost itemele de la side event. Nu înțeleg care e treaba. În fine, am cumpărat și un voucher pentru că vreau să-l băgăm să ne luăm sticlă, că nu mai avem sticlă deloc. Mănușa, nu știu cât mai avem. Stai că vă s-a bucuit uh, ul Mănuș, mai avem încă 7 zile, deci o, o să expire și abonamentul în 7 zile. Dar e ok, sincer, chiar e ok, în 7 zile e top. Văd că e buguit item și o nu înțeleg de ce e așa buguit. Parca e prea, prea buguit. Hai să dăm mai să căutăm sticla de negoț. S-a deblocat asta cu jet de orba mancava și asta, deci mie nu vine să cred. Și am la ceva de geaba, în fine. hai să întâmplăm și o să luăm sticla, vreau să vedem prețul la EXO, exorcizării, să vedem ce preț are, mamă, și de am bucată, ce bă, prețul ăsta, bă, ține nebunii definitiv, voia să zic că azi facem și noi M8, ne mai 3 4 cărți pentru M8, dar nu o să dau alții bani pe, pe un EXO, n am nebunii la cap. Dar dacă ce se mai întâmplă, un în 38 diamante, oh, mamă, vedeți că a crescut top pro de tot, Legendarii 4 în jumate. 295 de caca și-a Și legendarul e 9 uni. Și după aia 10 oni Cine dracu mai înțelege prețurile astea? că eu, eu nu prea mâncavă și... 83 de caca jadu antic și legendarul e 3 oni Safirele sunt la fel, 4-6 de caca Și legendarul e 1 50 Cred că am putea să mai dăm niște safire, că vă că au preț bun, noroc de tot. În continuare, granatul antică e 80... Opa! Vezi că e bun rol la preț granatul, bro. 3 oni, ești prost la cap. Hai să ne băgăm puțin în diamant, o să iau eu de... Avem unul schimbat. Mai schimbăm încă 4, să fie 5 oni. E dau în el pentru că e foarte, foarte bun la preț, bro. Chiar e tan cro de, de bun la preț. Cred că intră undeva la 5 bucăți. Cumpără și ne-ar trebui două reușiri. două reușiri, am face 6 ani. Acum să vedem. Uh, nu, 6 bucăți au intrat. 6 bucăți în 5 ori e top. În 5 ani și ceva, mă rog, în 5 ani și 15 ca mi se pare. Hai să mergem la Baba, să vedem dacă avem și noi noroc. Și după aia mergem direct la alchimist. Bun, că am ajuns și la babă. Femeia bătână, m am auzit că scară văzătoare, acceptă. Astăzi avem ghinion spuse, spuse, baba. Noi până acum am avut noroc de fiecare dată. Acum hai să vedem dacă, dacă avem ghinion sau noroc. Rafinare, ok. Let's go. Un legendar. Două legendare și un antic. Pă, suntem pe profit cu anticul cum ar veni. Oricum e tot problemă mereu când zice că avem ghinion, noi avem mega noroc. Deci de acum acolo să ne încercăm norocul doar când ne zice bă, bă, că avem ghinion, altfel nu, nu se poate. Hai să le punem și noi pe shop. Băgăm uh, la 3, 1 și 5 kk. Bam și bam. Iar anticul 86 parcă era, nu? Ia, o să mă uit pe, pe sticlă în curând. Alchimie. Granat. Da, 86 e perfect. Băiatul am văzut că vinde celor la 70 de caca stacu. ah, ok. Mă, ce au scăzut și astea în preț? Da, au scăzut, au scăzut că în preț. Chiar era un on și ceva. Un on plus înainte de evenimentul cu celeuri. În <coughs> fine, am făcut profit la, la alchimist. Hai să vedem ne mai băgăm. Ia să vedem coliere, lacrimă, cer am văzut că s a vândut, s-au vândut repede colierul. Există pe piață? Ia să vedem. 54, 54. Opa, ce preț ăsta mă cava și gura voastră. În schimb, brățările au preț bun și plus 9, cât costă? Ia să vedem. 9 ori, top, pro, luăm brățări, frate. 1, 2, 3, 4. 4 brățări luăm. Deci 40 de caca, schimbăm 2 uni. Bam, bam. Au preț foarte, foarte bun. 40 de caca, eu cred că astea sunt în pregătire. Nu sunt. Bă, ești prost. Păi de ce? De ce ar strica piața în halul asta, Adică sunt la 50 de caca, după aia de la 40. Bine, aș putea să le iau și pe astea două. Să facem 6 brățări. Hai mă, să luăm și pe astea, că și astea sunt la preț bun. Cumpără. Și cumpăr astea să le bag și la 80 de caca să fac bijniță cum ar veni. Dar noi mai să dăm în ele, așa că mă bag să cumpăr upgrade-uri și revenim direct de la fierar. Hai că am ajuns la fierar, avem investiții de 2150 de caca, aproximativ 2 în jumate, lasăm așa. E undeva la 2.70, dar zi 2 jumate. Da. Avem 6 bucăți plus, plus, 6. Hai să vedem. Prima bucată la plus 8 a ieșuat. A doua bucată la plus 8 a ieșuat, deci au ieșuat două din două până acum. 3 din 3 ieșuate. Ok. 4 din 4 ieșuate. 5 din 5 ieșuate. Mamă, slab, slab, rău, tare. A mers doar una din 6 mâncava și... Dacă merge la plus 9, în profit, evident, dar sunt șanse foarte, foarte, foarte mici. Hai să vedem. Let's go. Bam. Și evident că a ieșuat. Bă, aici e minus, deci minus 2 jumate de pe, de pe firar. Un pic, un pic nașpa. Chiar, chiar a ieșit rău de tot la plus 8, adică a mers doar una din 6 bucăți la plus 8, ceea ce e foarte, foarte nașpa. Acum, na. De ce să zic, vreau să ne uităm din niște cercei lacrimă plus 7, să vedem dacă au apărut pe piață. Cercei lacrimă cer plus Hai să căutăm direct aici la nivel, nivel 7. Sunt 2 caca plus 9, cât sunt? 1, aici 9. Bă, vezi că... Vezi că m-ar tenta să mă bagă având de că de ieftin. Ia să mă uit eu să văd... O... Să văd ce costă la plus și dacă nu-s costisitori, încercăm și niște cercii. O să dăm pas celor pentru că cer amintiri de un plus care e 5 caca bucata și evident că nu ne băgăm în așa ceva. În schimb, vreau să mergem să testăm și noi un pic de dar pentru asta am avea nevoie și de o, a, medalie. Așa că hai să căutăm cu feret pește pe piață. Sunt curioși ce preț mai au. 3 caca, eu, deci un caca, 800 deschiderea. Nu e foarte mult, am dat și 2 caca deschiderea, deci e ok să zicem. Uite, un um, învrăjește cu B. Vă se iau direct 5 bucăți. 1, 2, 3. Da, nu, 3. Licora viteze, medalia dragonului, licora atacului, medalia dragonului, schimbă cu B. Păi dacă îndovrăjește cu B, e chiar bine, scop banii pe, pe ele. Hai să vedem. Ia în viteze, vitezei, uite, așa nu, nu e bine. Bine, și un manual ar putea să-mi dea, adică până acum deschis, cred că deschideri și nu mai a dat monal pe, pe Onyx, dar, na. Uite, un Exo, medal top, 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 top. Exo-l băgăm cu citit și luăm un suflet din depozit și ne mai trebuie încă 3 pentru M8. Ceea ce este bine, da, uite, încă 3 pentru 8. Avem și două, două vrăjește cu, cu B și cred că suntem pe profit din, 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 din cufele astea. Să vedem și pe 2, două. Bless, Mantia Curajului, XP și încă un EXO. Bun, mai băgăm o carte. Abilități, abilități, Lican, Sulețul Lupului Roșu. Pac, și mai trebuie încă două pentru mm Emma. mă că e top, chiar e top. Acum vom merge noi în țara de foc. Acolo vreau să facem testul. Pentru că oricum avem, avem itemele cu foc și ta, aia mergem direct în, în țara de foc. Așa că revenim direct de la un metin. Hai că am găsit și un metin. Bă, e ceva lume la forma, sincer. Mai așteptam să fie mai liber. Hai să vedem. Deci, băgăm absolut tot ce avem cu cu tocul... Nu, băgăm fără eșarfă. Eșarfă o dăm jos. Punem și petul. Și hai să vedem. Dăm și atac site. Nu, fără atac Deci, fără eșarfă dăm un k 800, 2 k 100 și 3 k 700 critică. Am văzut. Deci critica plus pătundere ar fi undeva la 4 k Uite, acolo. 4050 de damage. A sărit. Acum băgăm și eșarfa. Și hai să vedem acum ce damage avem. Avem 2 k 500. Deci... Uh, deci 2K200 de la un k 800 la 2K200 ne dă undeva la 500 de damage și arfa mâncava și gura voastră, ceea ce la 4 ani eu pe aia, eu zic că e top rău de tot, deci chiar am vrut să facem experimentul ăsta. Iar mâine vom face o oră de farmat în țara de foc, să vedem dacă, dacă merită. Eu zic că damage pe care ne dă și arfa a meritat absolut din plin să dăm 4 pentru 500 damage în plus la un K800 damage. Eu zic că e top rău de tot. Deci chiar, chiar mi se pare bine, bine, bine. Și da, e chiar, chiar top rău. Și bine, mi am zis că e bună de când am luat-o. Adică, pe bune, arcul ăla l-am prins la 80 de caca pomană. E șarfa la 4 din nou pomană. Adică a fost, a fost top, sincer. Și asta vă și de clipul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vă plăcut, să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care găsiți jos în descriere. Să-mi dați și mie un ad pe discord pe care găsiți jos în descriere. Și nu uitați că avem și noi în parteneriat cu băieții de la Alpha Lux Store, băieți care au produse de barbershop pe site-ul lor. Iar dacă dați și voi o comandă de la ei de pe site, nu contează de câți bani, cea mai mică comandă, să folosiți codul G7 pentru extra 7%, 7 reducere. Și băieții au organizat un giveaway prin mine, prin canalul meu de YouTube, pe care l-aveți pe canal, evident unde ca să vă înscrieți sunt niște reguli foarte, foarte, foarte simple, așa că aveți videoclipul cu giveaway pe canal. Eu am fost Joe, noi desigur ne revedem la următoarele videoclipuri, vă pup, ceau, pa, pa!